De fiecare dată când primesc un testimonial de la cineva care mi-a urmat recomandările și obține rezultate bune, sunt extrem de bucuros. În acest caz, cu atât mai mult, este vorba de cineva, o persoană cu leucemie limfocitară cronică. Este sub observație, nu este sub tratament, deci nu este un stadiu atât de avansat încât să fie necesar tratamentul. Totuși, doamna a luat zeolit și AHCC după ce mi-a văzut clipurile mele. Și aici pe ecran vedeți rezultatele după 18 zile de tratament. I-au scăzut foarte mult leucocitele, i-au scăzut de asemenea limfocitele și a crescut numărul de globule roșii, de eritrocite. Ceea ce, bineînțeles, este îmbucurător și scăderea leucocitelor totale și a limfocitelor este semnificativă. Eritrocitele nu erau foarte scăzute nici înainte, erau sub limita normalului. Acum au crescut, nu mult, dar au crescut și au intrat în limita normalului. După 18 zile de tratament cu zeolit și cu AHCC. Sunt extrem de bucuros și de-abia aștept să văd și în continuare evoluția. Dacă vrei să citești mai multe detalii despre zeolit și AHCC, las un link în comentarii. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!